Consider că ar trebui puțin să ne gândim la momentul de rugăciune. Avem nevoie să stăm în prezența Domnului și dorim ca Dumnezeu să reverse har peste ființele noastre. Cred că ar trebui să ne străduim să stăm pe picioare măcar această oră de rugăciune. Dacă toată biserica stă în picioare, să stăm toți în picioare, să fim în aceeași altă bunie. Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielilor. Slăviți să fie numele Domnului. Consider că atunci când stai de vorbă cu șeful tău, nu te pui jos, cel puțin eu nu am curajul acesta. Chiar dacă el stă jos, nu trebuie să dau în picioare. Tot întâmplă că stăm în prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să facem o rugăciune mai deosebită în dimineața aceasta, invit în fața pe cei ce conduc această biserică, fratele Mircea, fratele Sandu, fratele Gigi, fratele Călin, fratele Jurable, dar nu este careva din comitet care am uitat. Vă rog să veniți aici în față. Aș vrea să vă citesc un verset care se găsește în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 12 și versetul 13. Vă rog, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste. Din pricina lucrărilor lor, trăiți în pace între voi, să-i prețuiți mult. Dragul meu, de câte ori ai prețuit comitetul, de câte ori ai prețuit pe fratele pastor, de câte ori ai sprijinit în lucrare și l-ai sprijinit în rugăciune. Dacă n-ai făcut până acum lucrul acesta, astăzi e momentul. Invit în față comitetul acestei biserici, fratele pastor, ne vom ruga special pentru familia fratelui pastor. Pe copila pe care ai dăruit-o în acest cămin. Doamne, pentru că ai spus că Tu ești calea, adevărul și viața, Te rugăm să Te descoperi lor tot mai deplin. Dă-le pasiune pentru cuvântul Tău, pentru Sfânta Scriptură și pentru trăire a unei vieți curate. Te rog să-i ajut să urască păcatul. Te rog să-i ajut să lase păcatul. Și te rog să le dai puterea să trăiască o viață curați și lângă Tine. Amin. Și acum, pentru că au adus pe Beatrice, Doamne, înaintea Ta, ea este pe brațele mele. Eu vreau să o predau pe brațul Tău. Amin. Brațul meu este slab, a părinților este slab, doar brațul Tău este atotputernic. Ia pe Beatrice pe brațul Tău. Amin. O protejește în toate zilele vieții ei și dă-i o creștere naturală și sănătoasă. Amin. Te rog, Doamne, să o faci o fiică a Ta. Amin. Te rog să faci ca ea să rămână sub ocrotirea Ta toate zilele vieții ei, Doamne. Amin. Și când vinele de rău va deosebi, ajută-o să aleagă bine. Amin. Te rog să binecuvânezi părinți acestor tineri, Doamne. Te rog să lași în casele lor pacea Ta. Amin. Și mântuirea de care toți așa de mult avem nevoie. Amin. Doamne, mă rog, Tată scump din ceruri, să luminezi acest tată, să-i ajut să fie purtătorul pâinii în casa lui. Amin. Și să fie deschizătorul cuvântului Tău în casa lui. Amin. Și să fie un om care să împletească puterea fizică cu puterea spirituală a rugăciunii. Și să fie în casa lui un stâlp puternic. Amin. Te rog să binecuvânteze această mamă. Amin. Așa de mult are nevoie de Tine. Te rog să iluminezi mintea. Amin. Te rog, Doamne, să pui în inima ei multă dragoste. Amin. De cuvânt, de Tine, să Te cunoască, descopere-Te ei în fiecare zi. Tată din ceruri, în numele Lui Iisus, mă rog și pentru părinților în continuare, amin, să le ajut să se dăruiască cu totul în Ție. Predăm acest copilaș pe brațul Tău. Amin. Al Tău să fie toate zilele vieții lui. Amin. Să Te cunoască pe Tine și calea Ta. Amin. Și împărăția Întunericului să fie clătinată. Amin. Și împărăția Fiului Dragostei să crească. Lumina să biruie Întunericul. Amin. Și numele Tău să fie înălțat în veci. Hristoase, Dumnezeule, mulțumim pentru această dimineață. Ție ne dăruim cu tot ce avem. Și îți mulțumim că ne-ai ascultat. Amin. Amin. Beatrice, arăt bisericiul. Așa arată Beatrice. Și chiar dacă aici scrie furbeta, așa scriu oamenii. Ia habar n-are de asemenea. Să nu fie o șmecheră. Și să fie foarte curată, Domnul să vă ține minte de ce am promis și Domnul să vă învață. Amin. Și pe părinții noștri. Amin. Iisus, amin. Spun asta pentru că Biblia spune că Iisus ne-a
Știu că Coranul spune că Dumnezeu nu are și. Biblia spune că Iisus Hristos este Domnul Dumnezeu și Mântuitorul lumii. În lumea asta există un singur Mântuitor, Iisus Hristos, Domnul. Și El a spus, cuvinte care a rămas celebre peste viacuri, eu sunt calea de mântuire. La Dumnezeu este o singură cale, este calea vieții. Suntem nefruri. Tu vii din familie de credincioși. Am întrebat-o pe soția ta dacă citești Biblia. Când a spus că nu vrea. Dar era încântată să te vadă cu Biblia în mână. Ai Biblie. Așa-ți vine prin răspundul la păstămâns față de toți ăștia, că de acum să citești Biblia. Amin. 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 Ai auzit? Eu nu am dat. Ai dat la toți. Ai promis. Dumnezeu nu iubește toată în care nu se ține cu toate. Noi ne rugăm că e frumos să ne rugăm pentru o copilul tău. Copilul ăsta care e nevoie de bine pe care a Dumnezeu. Dumnezeu are de nevoie să ne lea bine cu toate. Dar vreau să spun că Dumnezeu și ca să conduci în marca spirituală casa ta, fără călăuzirea Dumnezeu, fără semnă cât în urmă. Ca să ai voia lui Dumnezeu pentru tine și casa ta, tu va trebui să deschizi Scriptura, tu va trebui să mai faci. Ca așa, va trebui să mă spune de Scriptura. Sămă, uite, vedea aici, înțelesul. Pe lângă să citească din Scriptură, la fel Hristos a dat-o în locul ăla. Știi că locul ăla? Da, frumos. Așa se face. Ei bine, nu lungim. Nu lungim, voi știți ce trebuie să faci. Faceți, mă bucur a venit să fără față cu Hristos. Da? Da? Te bucurăm de ceva? Da. Poate potrivire cu tine? Ei bine, nu știu. Te-am auzit bine, te-am auzit la adunarea, o să iei Biblia, o să citești, o să te rog, o să mai vii de bun, încă o dată, nu așa mai crezi. Eu lucrez cu adevărul Dumnezeu s-a supărat pe mine să fiu sincer aici și să umblu cu oameni mea de la care I'm not afraid.
viețuie în toată.